shut me down. He would always laugh and say, remember when we used to play, bang, bang. I shut you down, bang, bang. Este momentul în care se rupe legătura dintre galerie și echipă. Îl place gluma pentru că sunt foarte mulți suporteri din Aubiș care au reușit să rupă gardul și intră pe teren în acest moment. Sunt sute de suporteri care au rupt gardul și au intrat pe pista de atletism a stadionului din Ștefan cel Mare. Arbitru a fărat sfârșitul meciului. S-a terminat, prieteni, vom fi din nou capul de afiș al presei internaționale. Incredibil ce se întâmplă în Ștefan cel Mare. My baby, la demarcaj pentru ultima dată în acest sezon cu o sigla Ligii Europene, acolo unde Dinamo va mai avea o șansă. Probabil anul viitor Dinamo pleacă din Europa și o face într-un mod absolut rușinos. După incidentele de la București, Dinamo a scăpat relativ ieftin, dar calificarea în grupele Europa League va fi probabil ratată. 0-3, teoretic insurmontabil. Dinamo are în poartă Bem Ataki. Fundași sunt Francisco Molinero, debutează astăzi spaniolul pentru Dinamo, apoi Dragoș Grigore, Cosmin Moții și Zie Diabate. La mijlocul terenului joacă Zicu, Adrian Cristea, Gabi Boștină și Giacari Giacone, iar în atac Ionel Dănciulescu, cel care este și capitan al echipei, și Andrei Cristea. O primă șansă de gol pentru Dinamo, gol înscris de Dinamo în minutul 3, gol înscris de Andrei Cristea. Yaris Zicu, trage Zicu, bară! Ce ghinion pentru Dinamo! E bună pentru Zicu, Yaris Zicu în marginea careului, Marius Nicolae. Șut în fondă, gol Dinamo, minutul 58! Și Marius Nicolae înscrie cu un stâng care îl caracterizează, un șut în forță. 2-0, greșeală de portar de care profită Dinamo. Marius Nicolae, intrat pe teren la pauză, reușește să marcheze. 2-0 și Dinamo este mai mult decât în grafic. Incredibilă execuția lui Adrian Cristea, intervenția lui Hauser. Viteza lui Torje îi permite să țină această minge în joc. Din nou de Beselasie, expusul lui Berul 1-1 cu Torje, care pasă marginea careului. Extraordinar, Hauser! Gol! 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 Incredibil! Marius Nicolae face 3-0 pentru Dinamo! Uluitor! Cu o greșeală lui Hauser și cu doar 9 minute de final, Dinamo conduce cu 3-0! Nu vine să cred! Insistența lui Claudiu Niculescu și dubla lui Marius Nicolae. 3-0 pentru Dinamo. În acest moment aici la Liberec sunt prelungit. Se termină meciul. 3-0 pentru Dinamo și aici la Liberec vor fi prelungiri. Periculos, extraordinar Matache! Matache cu o intervenție uluitoare! Incredibil! Incredibil! Partida se termină, prieteni! Primii bat cei de la Dinamo, hai băieți! Omul reprizei secunde, poate chiar omul partidei, Marius Nicolae. De regulă un executant foarte bun al acestor penaltiuri, Marius Nicolae, care l-a învins de două ori pe Hauser în timpul regulamentar. Ultimele indicații pe care arbitrul israelian le dă portarului pentru modul în care trebuie să se comporte. Marius Nicolae, hai Marius! 1-0 Dinamo! Startul, Zicu cu levan destul de lung, Zicu! Zicu, dar apără!
să se concentreze. Gabi Voștină, un elan cam scurt al lui Voștină, dar execuție perfectă, 2-2. Matache trebuie să pareze o lovitură de la 18 metri sau, mă rog, trebuie ca cei să trimită pe lângă poartă pentru ca se restabilească egalitatea. Vedem dacă se poate concentra Gheco, dă peste poartă și din nou cele două echipe sunt la egalitate. Niculescu față în față cu Hauser, în vinclu impecabil, Dinamo conduce. Dacă Matache apără acum, Dinamo se califică. Matache, hai Matache, holera, gol totuși. Moții și au la mare, Moții, gol! Se pregătește Bulin. Șutul lui Bulin. Din nou egalitate, pauză, Grigore, impecabil, impecabil, 6-5. Elanul lui Dejme, hai Matache, în vinclu, hai Cone. O ezitare a lui Cone, dar până la urmă execuție perfectă. Prova libere, să reușește să înscrie. Din nou Matache ghicește golul, dar execuțiile sunt foarte lungi. Elan scurt al Iborianului, dar execuție impecabilă. 8-7. Trebuie să lasi, poate face. Să vedem dacă atât de tehnic cum se spune Molinero. Hai Molinero, șutul lui Molinero în vinclu. Cât de riscant, dar cât de eficient. În vinclu, 9-8 pentru Dinamo. Și iată, surprinzător, Lișca a rămas ultimul. Lișca pare foarte emoționat, acest lucru s-ar putea să-l ajute pe Matache, care se încurajează. Lișca șutează, apără Matache și Dinamo realizează miracolul. Se califică în grupele Europa League, este o performanță uluitoare pe care o reușește Dinamo. Dinamo elimină pe Slovan Liberec. A fost un meci fantastic, un meci în care Dinamo a crezut în șansa ei și acum rămâne de văzut dacă suporterii vor veni să-i aștepte pe acești băieți la aeroport. Este incredibil, Dinamo ajunge și ea în grupele Europa League.